Ce povești citea mama ta în copilărie? Ce amintiri ai legate de perioada aceea? Păi cred că mama îmi citea amintiri din copilărie când eram mic și nu știam să citesc. După ce am început să mă citesc eu singur, am citit cam tot ce îmi pica în mână. Tot felul de povești, ce mi se dădea la școală, dar și ce aveam în bibliotecă. Erai genul de copil care nu îți luai dulciuri și alte jucării, ci preferai să-ți iei cărți? Nu. Ce le cereai părinții? Foarte multe cărți în bibliotecă, n-am reușit să le citesc pe toate. Deci eu n-am avut lipsă de cărți, am avut tot ce vroiam să citesc, mi era la îndemână. Și nu pot să spun că nu mi-am luat dulciuri ca să-mi iau cărți. N-am fost genul ăsta. Spune-mi, care e cartea care ți-a marcat copilăria? Toate cărțile de la Jules Verne, și mă bucur, tata mi le-a dat să le citesc și mă bucur că le-am și citit. Și acum mă uit la ce se întâmplă în jurul nostru și mi se pare, bă, ăsta știa ceva ce nu știam noi. Evident și Legendele Olimpului, așa, în fragedă, când eram în clasele primare, când am învățat să citesc și am descoperit primele cărți, după care am trecut la chestii mai complexe. Îi citești povești Josefinei? Da, bine, mult spus povești, dar da, noi în fiecare dimineață avem ritualul ăsta. În fiecare dimineață avem ritualul ăsta, să citim cărți, are cărți cu, bine, evident, cărți cu poze și cărți cu sunete. Și are cărți cu sunete de compozitori, Vivaldi, Mozart, tot felul de astea, știi? Dar tu obișnuiești să-i cânti, să o familiarizezi cu muzica? Da, da, îi cânt destul de des, da. Am văzut că și Gina a cântat, a avut un duet cu Rona la petrecerea unei colege de breazlă de-a voastră. Nu am fost atent. Da, Gina cântă chiar mai mult decât mine, nu pierde nicio ocazie să cânte. Cât de mult te implici în creșterea fetiței și dacă în perioada asta, pentru că și Gina și-a reluat cariera, nu știu, vă ajută bunicii sau ați luat o bonă? Tot timpul ne implicăm în educația copilului nostru, absolut tot timpul. Deci sunt dedicat 100%. Și vă ajută bunicii sau aveți bonă? Ne ajută și bunicii și bona și tot. Cât de entuziasmat erai tu când îmi vorbeai de copiii lui Pavel Bartoș, iar acum ca tătic, cred că este cea mai mare dorință care ți s-a îndeplinit. Sunt la fel de entuziasmat când vorbesc despre copiii lui Pavel Bartoș și la fel de entuziasmat când vorbesc despre copilul meu. Da, e o bucurie pe care îmi doream să o trăiesc și pe care mă bucur că o trăiesc și, ce să zic, e next level of love, ca să zic așa. Mă duc să o prind și eu pe fiimea că să culcă la 9.